mâncare în pădure. Au adus de asta. La jite erau băieți tineri care cărau, termau copașii și cărau la Tabarovca. Asta făceau așa. Ridicau o grămadă copașii care erau tăieți, curățâți de șoturi de tăt. Și am venit acasă. Și lucram la un sclad, curățând pâine de sămânță. Când încolo, vine un om cu sania. Dar el era zămistitele presidate de colhoz. Și întreabă, eram cu niște femei, lucram acolo, curățând sămpânea de sămânță pentru primăvară, că era iarna. Și strigă el, Maruşca Donia, zici? Dar o femeie spune, iată eu zici, nu ești. Dar el spune, Raia, și vrei tu să te duci în locul ea. Când am auzit, oare unii mă duci, Doamne? Unii mă duci, Doamne? Că au zis că la femeie și eu spune, și vrei tu să te duci în locul ea. Și m-am slab cantorii și mi-au spus, tu ai să lucrezi la jici, la vași, să mulgătoare, să mulgi vași, doiarcă. Da, eu zic, nu știu, nu știu, și poate să nu așa să bag, cum să mulg. Nu știu, ai, n-ai și tot dus. Ne hoceși, zastavim. Ne umeiși, naucim. Ia ca și. Și m-au dus și mi-au dat actul de 18 vași mulgătoare. Iarna. Și am lucrat. Am lucrat până am venit în coș. A murit Stalin. A fost greu, tare. Când a murit Stalin, ați venit acasă sau cum s-a întâmplat? Cum? Stalin când a murit, atunci ați venit acasă. Ei, Stalin când a murit, eu lucram la fermă. Nu, el a murit pe 15. În 53, da, în martie. În 53. Și asta. Noi ne dușeam cu nătres la jite, dușeam în ocol. Și el, ăsta, brigadier de la vaș, vine de acasă cu un cal roib, bun, în pișoare, în sane, mâna așa tare. Și când a ajuns acolo lângă noi, era casă, noi dormeam acolo, nu ne dușeam acasă. Pe deal acolo, e la fermă și... Și dormeam, ne sculam seara, noaptea veneam din săraiuri, mângeam vașele, tot cum scade. Și asta n-a vece, asta n-a vece. Și el spune, ce s-a întâmplat? Знаете что? Умер наш отец Иосиф Виссарионович Сталин. Ne-au dus în casă, era un radio și, și de urmă muta, știi? Postului. Postului. Postului era un singur. Ok. Și, dar noi așa eram de bucuroși. Și ea spun, ce vă bărmoci, te pasfoi, mă? Găvăriți pe ruscă. Și a murit naș... A, el a spus, знаете, что он умер, наш отец Иосиф Виссарионович Сталин. Și după aceea noi am venit în 56. Și ați găsit acasă? Ia, dar nică! Casa așa a stat. Sopca, părinții au făcut casă. Alta. Alta. Și copiii mulți și... Ați făcut casă și în Siberia, cred că. În Siberia ne-au vândut colhozul. Mm-hmm. Da, aici ați făcut din nou. Am făcut părinții din nou, da. Am făcut din nou, din Șamur. Și nu, da. Și încă n-am venit, au spus că n-avem dreptul să trăim pe pământul moldovenesc. Și tata s-a dus la Bulgărica, nu știu pe unde, au găsit loc să ne ducem. Și pe urmă, s-a dus cu un om din Tartaul, Moș Gheorghe Scățanu, la Chișinău. Dar unde, nu știu, acolo mașinii au intrat la
judecătorie supremă sau unde, nu știu. Și așa n-avea copii cu femeia lui, am fost într-o casă, am iernat. Și așa la Moș Gheorghe, așa a zis, du-ți ce mofti tu. Și intră că tu ai 7 copii, de acolo avea 7 copii. Mm-hmm. Și dacă ți-a zis că n-ai dreptul să stai în Moldova, dar eu nici nu intru, că eu n-am nici un copil. Mine n-a să mă asculte, nici n-a să uite la mine. Și el acolo de la Chișinău a spus, cine v-a spus așa ca să, că să nu trăiți în Moldova? Nu se poate, nicăieri am voie să știți de-aia. Și așa, pe urmă, pe o căsuță, am trăit, mi-a dat plan, dar casa nu mi-a dat. Și pe urmă, dar m-a tot. Dar și părerea e de fapt asta, că v-a dus în Siberia? Dar cred că nu, nu nimic. Nu-i bun. Nu-i normal, nu-i bine. Dar și... Să-ți copii în noapte și adorm eu, dar pe noi ne-a sculat soldață, trăieu cu revolver în pod. Să-mi trezăm, să trezăți copii, dar eu m-am trezat în boștul lui mama. Mai devreme. Mai devreme, eram mai mare. Și ne-a sculat și ne-a suit în mașină. Ne-a dus. Și părere față și când strânește un om în cuibă. Asta, tata mi-a spus că a luat copilul și-a mutat el în brață, în mașină, în care o gradă și întrebă. Și oameni buni, și vă fac copilul ăsta. Și rău vă fac copilul ăsta, și mă dușiți pe mine din sat. Și copilul și-a mutat el amui în sat, e jiu, da? Este, în Chișinău, la Seritone. Păi ești.